world rabbit horse. Hey, deci salut lume, eu sunt Magic Weapon ca întotdeauna și facecam-ul meu îmi dă troll ca întotdeauna. E bun. Deci avem un nou episod din aventura lui Vovo. Bine v-am găsit tuturor și să terminăm o dată cu farmul acela, pentru că mă enervează cum stau aici. Ok. Trebuie să terminăm o dată și o dată cu acel farm. Webcam-ul vieții. O să te schimb. O să te schimb dacă mai faci așa. Ok, și mi-ar trebui o mică idee aici cum să termin. Cred că o să pun pur și simplu scările. Să le unesc așa, dar nu așa, nu așa vreau. Trebuie să mă sui până sus, să văd, să găsesc o cale. Up. Și pe aici așa. Unde n-am apucat să termin farmul. Fuck this shit. Sincer acum, cum se presupune să construiesc eu? Adică iau tip, hai de cap. Da, încă un fail, puteam să mă sui direct pe aici. Ok, deci se vede cam nașpa. Și o să am grijă de asta. Dar nu vreau să-l pun invers, de ce mi le pune invers? Oh, fuck. Ok. Frate. Eu vreau să fac așa. Ok, o să mai încercăm încă o dată. De data asta fără fail marca Magic Weapon, sper. Era dor de failurile marca Magic Weapon, nu știu, așa parcă fac parte din mine acele failuri, nu știu cum să spun. Ok, deci dacă acum nu mergi. Așa. Tu te bă, ce dracu. Ai frate, deci stai că-mi fac o scară aici din dirt, că nu mă doare. Dirt-ul e cel mai inutil, cea mai inutilă chestie. Băi, ești cum? Dacă mă pun așa o să fie din nou. Aia, așa. Of, frate. Dar stai, ce fac eu aici? Sunt prostovan? Că nu prea merge. Da, cred că am o idee care va salva totul. Bă, și mă disperăm. Nu pot să spun că sunt un om prea creativ, dar sper să o duc până la capăt cu farmul ăsta. Care arată ca un cur, un cur maxim. Băgă-mi aici picioarele în el, webcam. Ce trebuie? De ce trebuie acel webcam să fie așa de webcam? Un webcam așa de tâmpit? Spuneți și voi. Ok, deci voi face aici un fel de ieșire, un fel de... O să vă arăt ce am de gând. Și cu ocazia asta poate punem și scara asta cum trebuie. Ok, poate facem un fel de geam aici. Ok, punem un puțin geam. Să-i dăm și formă, nu știu cum să arate. Parcă arată prea simplu, așa, uite, aici. Așa, și vom pune o bucată aici. Pac, pac. Ok, și lemnul vom pune el înapoi. Așa, ca să mai înfrumusețăm puțin imaginea acestui farm care nici acum nu e complet. Îl voi lăsa așa acum, pentru că sincer nu mai am chef să stau. Un Enderman, un Enderman. Sunt cam kamikaze, știi, să bat un Enderman fără armură. Dar hai că merge. Ok, aici. Îi dau, îi voi da la picioare. Oh! Ce? Ce? Poftim? Două hituri? Cum? Două hituri? Vorbești serios? What the? Ce s-a întâmplat cu endermenii care puteau fi bătuți și ei ca lumea? Mă, dă-te mă că-mi iau revanșa. Nu pot să cred că n-am făcut asta de la început, dar mă rog.
Ok, trebuie să ne salvăm pielea. Oa! Se putea, mă, să nu mor eu, se putea. Păi ce dracu? Opa, dropat un morcov de undeva. Oa, și s-a dus tot inventarul, tot. Pai de cap, nu. Și eu deștept. Ho, oh, un Enderman, uite-l. Hai să-l atacăm repede. Iute, iute șmecherul. Și acum am sare mie pe farm și îmi strică farm aici. Bă, s-a dus și tot levelul pe care am încercat să-l fac. Asta e, ce să spun, mai mult de atât. Morcov, nu ne trebuie morcov la nimic, sincer. Adică, vai de capul meu, mi-am pierdut level 21 așa. Oricum, noul sistem de incendii din 1.7 și sau 1.8 va apărea 1.8, asta știu sigur. Va fi mult mai șmecher. Și băi, se putea să nu mor eu, mă. Adică, cum era să supraviețuiască Vovo? Adică, vă rog frumos, Vovo nu poate supraviețui, bă. Nu e firesc ca Vovo să supraviețuiască. În fiecare serie de-a mea trebuie să mor măcar o dată, băi. Băi, băieți, de ce așa, nu știu. Bă, căul nu-mi trebuie așa mult, sigur o să găsesc și în mină. Scări, nu, poate niște cobblestone așa de început. Mina mă cheamă. Să-mi bag picioarele. A, și nu știu dacă ați observat, poate cei care m-ați urmărit la Survival Games ați văzut, am un nou skin. Și mulțumesc lui Pain pentru că m-a ajutat să-l creăm. L-am creat împreună. Da, și să mergem în mină, băi, mi-am pierdut level, bă. E așa foarte nașpa pentru mine, mă simt super nașpa. Hai să luăm niște coal de aici. Trebuie să facem levelul la loc. Aveam level 21. S-a dus. Dar nu-i nimic. Vom progresa. Vă asigur eu. Și o săgeată în mijlocul minei. Ok, mergem pe aici ca niște kamikaze ce suntem. Nu am idee cum o să mă întorc înapoi, dar... Oh, shit, schelet. What the heck? Oricum s-a distrus webcam-ul. Așa, mă, webcam, după ce că eu mor aici în Minecraft, mă chinui să scot un episod, mai dă și tu fail, că, na, nu trebuie să funcționezi tu cum trebuie. Ok, fac aici o platformă, să nu cumva să dea săranul ăla fiert de schelet în mine. Pariu că sigur asta se va întâmpla, nu știu, am așa o presimțire că o să dea fix în mine. Așa, când minez pe la spate, mă ia frumos. Eu n-am nicio idee de unde a venit. Oleo, e cam aglomerat. Oleo, e pe păianjen tipul. Călărește un... Oh, shit, cea mai proastă decizie din viața mea. A murit? A murit scheletul. Să intervenim, să nu intervenim. Vedeți, bă, băieți, asta se întâmplă când joci pe hard. Dificultatea hard poate fi nașpa rău uneori. Holy fuck, ce a fost în capul meu? Torțe. Încă un căcat ăla. No! Fuck, ce am făcut? Torța aici. Torța aici. Torța acolo. Torța aici. Torța aici. Încă o torță și aici. Dă-i, mă, cu torța acolo. Mamă, și pe acolo pic într-o mină și mai adânc. Ok, hai să ne regenerăm. Am scăpat de mobii ăștia. Cu puțin noroc, să spunem. Opa, aici ies la suprafață. Foarte interesant. Și este și fier aici. Iron, fier, iron. Două înmorți. Mă enervează că nu pot să pronunț și eu ca lumea materialele în română, că doar... Na, sunt român. Fac Minecraft în română, nu în engleză. Dar m-am obișnuit așa cu materialele astea.
Cred că episod de episod o să zic treaba asta până când într-un final o să zic și eu materialele în română. Ok, bun, aud un schelet, dar nu-l bag în seamă. Mai mult fier, dați-mi fierul, îmi place fierul. Ce s-a întâmplat? Am zis fier în loc de iron. Oh, facem progrese după cum vedeți. Ei, încetul cu încetul o să ajung și eu să comentez ca lumea pe fundalul acestui Minecraft. Pac. Pac. Level 7, băi, și aveam level 21. Mă, m-a bătut instant, deci nici n-am apucat să dau un Enderman-ul ăla. Așa de bine mi-a dat. Ceea ce înseamnă că să bat dragonul va fi mai dificil decât mi-aș putea imagina eu vreodată. De ce? De ce naiba pognește? Poate acum dacă s-a activat nu mai... Nu se mai dezactivează, explodează. Și asta ar putea fi nasol la o potențială construcție. De exemplu, construiesc eu liniștit, vine un creeper, explodează. Ar fi nasol pentru mine, nu? Ia mă să-i dăm l-asta. Tot vine el și se dă șmecher că vine. Oh, te bat, bă! Magic, te bat! Ok. Luăm tot ce prindem. Asta este doar prima explorare, să-i spun așa. Ok, e bine, pickaxe-ul a rămas la jumate. Nu e prea bine. Un iron lângă niște coal. Ce dracu, unul singur. Măcar de erau mai multe, știți? Da. Zgârciți, mă. Suntem la nivelul 53, deci mai avem până ajungem noi să luăm diamante. Probabil că vor fi mai mult de 5 episoade cu minat. Ok, zicea cineva parcă în comentarii de mapa în descriere. Ce să spun, deocamdată nu e nimic pe ea, nu e nimic pe mapa asta. Deci l-aș ruga pe cel care a întrebat să mai aștepte să mai construiesc și eu ceva. Probabil pe la episodul 20, așa 20-25 o să pun mapa în descriere. Pentru că până atunci o să-mi fac rost de materiale și o să mă apuc de construcție ca lumea. Ok. Luăm și iron-ul ăsta. Webcam-ul nu mai face fițe, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Pentru moment, tot o să se blocheze el la un moment dat. Dar între timp să ne bucurăm până când merge. Mamă, ce maturit Enderman-ul ăla, așa. Am început episodul în forță, grav de tot, așa, cum să zic. Ok, să mai explorăm, să mai vedem ce mai este pe sus, pentru că am mai lăsat niște fier pe acolo. Pe aici. Nu, se pare că nu e nimic pe aici interesant. Decât niște mobi care nu vor decât să mă omoare. Ah. Deci până la urmă creeperii explodează normal. Așa cum ar trebui. Holy fuck! Dă-te, 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 dă-te. Ah. Păi se putea să nu mă lovească? Gata. Acest schelet este mort. Bun. Ok, pe acolo se urcă, eu vreau să cobor cât mai jos, pentru că cât mai jos se găsesc diamante. Iar Vovo wants diamonds. Cine n-ar vrea diamante, adică serios acum. Bun. Bă, măcar acum nu mă oftic o să fac level prea repede. O să fac și eu level 50. Băuleu, 50, auzi. O să fac și eu level 60 ca omul. Și asta era o capcană a morții. Era să pic în ea. Ardeam puțin aici cu câteva iteme pe care le aveam. Băi, deja am un stack de iron. Deci vă rog frumos, suntem în forță. Capă de drum. Mereu mi-a plăcut să minez Minecraft. Nu știu, parcă este cea mai interesantă parte din tot jocul, pentru că, na, se cheamă Minecraft, un joc în care ești presupus să minezi, nu-i așa, și să nu zici că
Să nu zici că am doar 12 stick-uri. Va trebui să fiu mai economic legat de torțele mele. Mai econom, nu economic. Ok, aici nu mai pun torțe decât una singură, pentru că nu-mi trebuie mai mult. Fuck this shit. Ok, deci am 35 de torțe. Sper să-mi ajungă pentru ce am nevoie. Dacă nu, mă întorc și le iau, pentru că încă n-am plecat așa de jos. Uite, o torță acolo. Ceea ce înseamnă că mă întorc. What the fuck? Ah, cred că pe aici am fost când am zis eu că mai bine mă întorc sus să văd ce iteme mai sunt pe acolo. Ce iteme au, ce minerale, chestii. Da, cred că asta s-a întâmplat. Da, și m-am întors pe aici, pe sus, și am zis, bă, eu vreau să merg să văd ce mai este pe sus și, într-adevăr, nu este nimic. Dacă tot am ocazia, mai bine mă duc acum să-mi înnoiesc și eu frumos, să-mi fac un pickaxe mai bun de iron, armură de iron. Pentru că, na, ce să și faci? Bun, ne-am venit prin groapa aia, mi se pare, da. Foarte tare. Cum am putut eu să vin pe aici, nu știu. Și vreau să, pe cât posibil, să încercați să nu mă acuzați pentru moartea aceea cu Enderman-ul. Nu știam, deci pur și simplu eu învăț să mă joc un joc din propria experiență. Nu-mi place să mă uit la alții cum joacă. Vreau să experimentez, să testez eu pentru mine. Singurul YouTuber care joacă Minecraft și într-adevăr îmi place este Syndicate Project. Un YouTuber străin ce-i drept, dar face o treabă minunată și te ține așa într-o stare din aia de, cum să spun, te face să vrei să te uiți într-adevăr la clipurile lui. Nu ca alții care fac YouTube doar pentru bani și vizionări și chestii. Acel YouTuber englez își face treaba într-adevăr cum ar trebui să-și o facă un YouTuber. Bine, nu spun, sunt și YouTuber de calitate în România care își fac și ei treaba cum trebuie. Nu dau nume. Spre exemplu, nu dau nume, spre exemplu, da. Nu, serios, acum nu dau nume. Probabil o să fac un clip special cu topul YouTuberilor mei preferați români. Și farmul meu arată destul de dubios, să spun. Ok, eu am venit să iau lemn. Hai, putem face asta. Au. Motherfuckers! Și n-am luat damage deloc. Ceea ce mă surprinde. Ok. 16 iron, bun. Pot să-mi fac și o unelte ca omul. Gen 2 pickaxe-uri. Care o să-mi trebuiască, sabia asta nu mai trebuie. Fac una de iron, că ne permitem. Ne permitem într-adevăr. Rotten Flesh dispar din inventarul meu. Ce dracu. Ok. Ok, bun. Și asta este o șmecherie să craftați armura. Cască și chestplate. Și după aia faceți și pantalonii și buții. Pantalonii, buții. Pantalonii și pantofiorii. Sună destul de ciudat, să spun așa. Oase și săgeți le țin aici. Le voi păstra pentru cine știe pentru ce. Da, să iau lemn. Pentru că eram în stare să plec înapoi în mină fără lemn. Ok, vom face din lemnul ăsta plank-uri. Și vom lua, nu știu, cam atâta ar trebui să ne ajungă. Ok, și acum putem să facem și noi o grămadă de chestii. Să echipăm armura dacă tot o avem. Ok. Și o să iei încă un trick de craftat. Pac, pac, pac. Și vă faceți pantalonii și buții dintr-una ca să nu mai stați să vă chinuiți, să spun așa. Voi lăsa iron-ul la făcut aici, la gătit, la nu știu, așa cum să-i zic. Și mă voi duce înapoi în mină pentru că trebuie să fac rost de multe materiale. Mai multe decât credeți. Hop. Și ce bine e cu pickaxe de iron.
și sabie de iron la fel. Și că Monster Hunter, păi stai puțin. I-am dat cu torța în cap. Stați puțin, adică eu n-am mai vânat monștri până acum, nu? Schelet. Am auzit un schelet în spatele meu, care probabil vrea să mă violeze acum cât nu mă uit la el. Ah, ce dracu, mă? Hai, arată-te dacă ești maker, scheletule. Hai, ia uite, încă o ieșire. Și pe acolo e... Da. Exact, știu unde sunt. Asta e bine. Este foarte importantă ca în Minecraft să știți unde vă aflați în permanență. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Da, vom voi ține inventarul tot așa, pentru că sunt obișnuit cu torțele pe 5. Ok, și o să fac un mic spoiler, lucrez la un mic video tutorial PvP pe care îl puteți folosi, adică gen strategii, cum să știți dacă să atacați sau să fugiți sau nu știu, chestii care vă pot salva viața sau vă pot ajuta să deveniți mai bun la Survival Games. Cred că Minecraft Survival Games este un joc de care nu mă voi plictisi niciodată. Într-adevăr, mai am unele momente în care dau rage și mă oftic și mă enervez pentru că dau peste timuri, dar asta este din cauza că eu sunt un om foarte competitiv de fel și nu-mi place să pierd. Ar trebui să mai învăț să și pierd. Dar na, cam asta a fost și pentru episodul acesta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Magic Weapon am fost și nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut. Vorbesc și eu prin nas foarte frumos. Deci un like dacă v-a plăcut mă ajută foarte mult, mă susține și... Wow, ce-o fi acolo? Vom afla în episodul următor. Pa!